Uniunea Europeană va suspenda acordul de vize cu Federația Rusă. Ministrii de externe ai statelor membre au ajuns la o înțelegere privind emiterea vizelor turistice, dar sunt și unele excepții. Colegul meu, Radu Osipov, are mai multe detalii de la Praga, unde are loc reuniunea informală Gimniha Ministrilor de Externe. Radu, te ascultăm. Bun găsit! Cetățenii Federației Ruse nu vor mai putea călători în Europa, prefăcându-se că în Ucraina nu se întâmplă nimic. Aceasta e concluzia la care au ajuns ministrii de externe ai țărilor UE. Mai mult, e o problemă de securitate, mai ales pentru țările baltice. Așadar, acordul de vize va fi suspendat total. Nu e vorba doar de elite, ci de toate vizele turistice. Totuși, fiecare caz va fi analizat în parte, în așa fel ca rușii care sunt împotriva războiului să poată circula liber. La fel, țările UE nu vor recunoaște pașapoartele emise de Rusia în teritoriile ocupate. S-a ajuns, iată, la acest acord politic, chiar dacă dimineață nu exista această certitudine. We have to think about the future relationship with Russia. How do we deal with Russia in the future? After what is happening today in Ukraine. So we have in front of us a wide agenda, a very important meeting, informal meeting, just discussion, no decisions, but certainly on the issue of visa, we will have to reach an agreement on a political decision. We are seeking for some way how to limit the number of issued visas. You know, there's a war. Look what is happening in Ukraine. Look what Russia is doing in Ukraine. And at the same time, Russian tourists are going to our resorts to be in spa, to enjoy our splendid Europe. No, no, this is not the way how we should conduct. Ministrul de externe Nicu Popescu a luat parte la prânzul oficial cu ministrii de externe ai țărilor Uniunii Europene. Au discutat despre situația din teren și despre necesitățile pe care le avem, mai ales în contextul crizei energetice. Mesajul său este că Uniunea Europeană poate conta pe Republica Moldova, că va contribui la stabilitatea din regiune. Sărbătorim azi libertatea de a vorbi românește, a declarat ministrul Popescu, după întrevederea cu omologul său de la București, Bogdan Aurescu. Mai devreme am discutat și noi cu Nicu Popescu. El ne-a spus că guvernul insistă în continuare pe retragerea armatei ruse din Republica Moldova, chiar dacă dialogul e dificil în aceste zile. Contextul nostru regional s-a schimbat destul dramatic în urma agresiunii Rusiei contra Ucrainei. Evident, acest lucru afectează Republica Moldova, afectează procesul de reglementare transnistreană. Ceea ce nu s-a schimbat și continuă și continuăm să fim foarte fermi este pe insistența noastră constantă, reiterată de sute de ori, privind retragerea trupelor Federației Rusie staționate ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, cât și insistența noastră pe metodele pașnice de reglementare a conflictului transnistrian prin dialog cu autoritățile din această regiune. Știți bine că acest dialog este foarte complicat, dar el continuă pentru că noi toți, pe de o parte, ne dorim o țară fără prezență militară străină.